Băi, Costele, băi, chiar mi-a făcut plăcere să ne jucăm aici cu mingea de basket. Uite, ți-o las aici. Mi s-a părut așa prea distractiv și de-abia aștept să ne întâlnim iar să ne jucăm cu mingea de basket. Chiar a fost așa o experiență foarte plăcută, mai ales așa cu vacanța asta de ski, dar noi ne jucăm cu mingea de basket, nu contează. O să mă duc acum în casă să mă joc niște Roblox, că parcă mi se lua așa și de basket și după cred că mă bag așa un pic la somn. Bine, ne auzim, dar scuze că întreb, nu stai singur? Ba da, suntem singuri, de ce? Este un tip galben la tine în casă, îl cunoști? Un tip galben la mine în casă? Mă, cine e ăla? What? Mă, nu-l cunosc, o să mă duc acum să vorbesc cu el, să văd care este treaba, adică ce caută tipul ăla la mine în casă, e și galben și ce față ciudată are? Ok, mi se pare destul de dubios, dar o să mă duc acolo în casă și o să mă duc să vorbesc cu el. Costele, noi ne auzim, ia să aici mingea de basket și... Te sun eu, îți dau un mesaj. Hai, pa, pa. Doamne, dar cine-i tipul ăsta la mine în casă? Mai suna, sunete, dar-i casa mea, ce fac? Bă, cine ești, mă? Alo? Mă scuzați? Unde ai fost? Unde să fiu? Am fost cu un prieten la basket, dar de ce mă întreb? Cine ești? Eu sunt tatăl tău? De ce nu mi-ai spus că te duci la basket? Mă, cum adică ești tatăl meu și de ce tip la mine? Adică ce treaba am eu cu... Tine și cu basketul tău și cu toate astea. Imediat în camera ta? Mă, de ce se făcu așa tot întunecat și de ce are încuțit în... Ok, mă duc imediat în camera mea. Doamne, băi, de ce se făcu tot așa întunecat? Intrăm în camera mea că poate să... Nu știu... Ok, e destul de ciudat. Și... Ok, nu știu, nu pot să cred, adică cine-i ăsta și că-i tatăl meu, băi, eu nu cred așa ceva, mă bag aici la niște Minecraft, am aici deja direct calculatorul pornit, intru pe Discord cu prietenii mei, de ce ești pe calculator, ți-ai făcut temele? Mă, ce cauți aici? De ce ești pe calculator? Păi, eu vreau să mă joc și ce teme, eu n-am teme, n-am avut în viața mea teme și am acum, what? Ce teme, hai mă, lasă-mă de aici, doamne, doamne. Ne, mă, ce face? Nu era... Iar văd așa. Nu erai... Ok, nu înțeleg ce se întâmplă. Uite aici tema, fă imediat dacă nu mai vezi calculatorul toată viața. Trebuie să fac tema. Adică nu mai văd calculatorul toată viața. Nu. Dă-mi aici tema, dacă tu îmi spui să fac tema, eu să fac, cred că în 5 minute e gata, nici 5 minute nu mi-a. Revin imediat la tine. Ok, poți să pleci în... Ok, drum bun. Doamne, bă, cine-i... Tatăl ăsta, al cui e tatăl ăsta, că nu știu, mi se pare că este prea strict, efectiv, nu știu. Mă pun imediat să fac temele, să fac toate nebunile astea, dar nu știu, nu-mi place, dar hai să vedem ce avem aici. Temă la matematică? Mamă, nu iar temă la matematică. Calculează. Mamă, să calculăm, hai să vedem, să vedem ce se întâmplă. 1 plus 1 ori 1. Cât facem 1 plus 1 ori 1? 2? Hai că 2 dacă e. Sau? Da, mă, face 2. Nu? Că vine 1 ori 1. 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2, nu? Bine, mă. 2 ori 2 minus 2. 2 ori 2 minus 2. 2 ori 2, 4 minus 2. 2. Perfect. 2 plus 2, 4. Și 8 plus 10 plus 2. 18 plus 2, 20. Bă, vezi că suntem bine rău. Mamă, și de-abia aștept să mă joc pe calculator în Minecraft după ce termin tema asta. Află necunoscuta. Mă, ce cu necunoscute? Cu 2x? 2x minus 6? Păi o să vină 2x egal cu, egal cu plus 6. Unde rezultă că x egal cu 6 pe 2. Unde rezultă că x egal cu 3. Bun. 5x plus 15 vine 5x egal cu minus 15, unde rezultă că x este egal cu minus 15. Scriem aici jos minus, stai, nu pot să scriu pagina următoare, minus 15 pe 5, parcă nu? Da, pe 5, unde rezultă că x este egal cu minus 3. Bun, doamne, gata, mă sternarăm tema asta în sfârșit. Mamă, mă dor și mâinile. Hai să ne vedem dacă
ne primește tema, adică dacă mă lasă pe calculator să stau. Mă, ce să uită la geam, what? Cum să-i spun, măi, spun tată? Îi spun domnule, domnule, am terminat tema, uite aici, toată făcută, țac, pac. Foarte bine, poți să stai 2 minute pe calculator? Doar 2 minute? Nu se poate așa ceva, adică, băi, în 2 minute n-am ce să fac. Dar hai bine, mamă, stai că pierd timpul. Hai repede să intrăm aici la un Minecraft, la un Fortnite, la o nebunie, că 2 minute, efectiv 2 minute, nici nu le simți pe calculator. Cred că de-abia pornesc calculatorul în 2 minute. În 2 minute îmi pornește rabla asta de calculator. Of, mamă, ce greu e, măcar să mi-am dea o temă, ceva, că parcă aș vrea să mă joc mult, adică aș vrea să mă joc numai Minecraft. Nu știu ce să mă fac, că deja am o idee foarte bună. Hai să blocăm ușa și dacă blocăm ușa, nu mai intră și putem să ne jucăm cât vrem, bine! Dar unde am pus eu toate chestiile mele, adică aveam eu niște chestii... Da, mă, mă, semnul de nu deranja. Adică e semnul de interzis, n-are voie să intre. Încă stă la ușa acolo și mă, să uită la mine, mă. Nu contează, hai să stăm înapoi la calculator și hai să ne jucăm Minecraft, bine! Mamă, cred că am ațipit, e noapte afară. Mamă, uite stelele, mamă, cât Minecraft m-am jucat, cred că au trecut. Cred că minim 5 ore, mamă, ce obosit sunt. Mă, de ce s-a făcut tot întunecat? Nu, cum ești aici? Sparsă ușa. What? Mamă, cum arată ușa mea și mi-aruncă și tema. Te-am spus doar 2 minute? Păi, 2 minute? Ai, că 2 minute am stat și eu câteva ore. Cum doar 2 minute pentru tema aia? Important este școala gata, pedepsit 2 săptămâni fără calculator? Ai, că mi-ai tu calculatorul dacă e, că e casa mea. Tu ești așa un necunoscut, dar că mi-e frică de tine. Ok, nu o să mă ating de calculator, nu-ți face griji. Adică, trebuie să mă duc să-l închid. What? Unde mi-e calculatorul? Bă, ce făcuși? Poți să te duci la somn? Somn ușor? Mă, ce... Ok. Doamne, îmi luat și calculatorul și acum să mă duc la somn. Îmi sparsă și ușa. Doamne, hai să ne băgăm la somn. Mamă, ce somn, mamă, ce bine mă simt, efectiv mă simt prea bine. Uf, mă, dar aseara a fost un vis? Adică, n-a fost un vis, încă nu e calculatorul acolo, nu. Și de ce? Am o ușă nouă și a reparat ușa peste... Păi, eu n-am auzit nimic toată noaptea, efectiv. Deci... Nu e chiar așa de rău tatăl ăsta, adică mi-a reparat ușa, poate îmi dă și calculatorul astăzi, n-am nicio idee, dar bă, vedeți că mi-a reparat ușa și mă bucură chestia asta. Uf, ia că e la masă, bună dimineața, bună dimineața, te caută un copil, e la intrare, mă caută un copil, Costel, ce faci mă Costele, Irinele, vii să ne jucăm? Băi Costele, eu aș veni să mă joc, dar... Nu știu ce să zic de ăsta, căci că e tatăl meu și pare destul de strict. Nu cred că o să mă lase, dar eu chiar aș vrea să vin să ne jucăm acolo niște basket împreună. Mă, Costel, dar parcă ești mai mare de când mine ai crescut. Eu tot mic am rămas, nu... Uite, hai că mă duc să-l întreb și... Nu știu, vin și te anunț. Băi, tată... Nu știu cum să spun, domnule, mai bine zis. M-a chemat acolo un... Copilul ăla pe care îl vezi acolo la intrare, m-a chemat să mă duc să mă joc și eu cu el niște basket. Mă lași, adică, nu știu ce să zic. Eu vreau să mă duc să mă joc basket cu el. Nu? Mamă, iar să fac cu toată casa întunecată. Oh, bine, hai că nu mă duc, dar nu te mai uite așa ură la mine că mă sperii. Să mă uit la televizor, adică, gen... Mai bine stau să mă uit la televizor sau hai că mă duc să-i spun lui Costel. Doamne, bă, Costele nu mă lasă din păcate. Las că poate, nu știu, poate scap de el într-o zi și... Nu știu ce să zic, sau poate scap de el într-o zi. Nu știu, mi se pare mult prea strict și... Nu știu, o să vedem. Te țin eu la curent, o să mă duc când cumpăr un telefon și vorbim noi acolo ca frățiorii. Și poate o să scap de el într-o zi, că mi se pare mult prea strict. Și nici nu-i tatăl meu, adică, nu știu, mi se pare destul de ciudat. Bine, Costele, hai că ne auzim. Mă duc, mă uit la televizor dacă e. Doamne.
Cum se uită după el? Bă, nu contează, mă, la documentarul meu despre fauna. Mamă, ce liniștitor e documentarul ăsta despre natură, efectiv, nu știu, mă simt așa mult prea bine. Și mamă. Le-am dat eu voi la televizor? Trebuie și fost curat în cameră? Mă, ce față ai, ok, mai bine nu mai glumesc cu tine. Mă uitam și eu la televizor, mai bine îl opresc. Doamne, n-am voie să fac nimic. Mă duc să fac curat în cameră, hai că mă duc să fac curat în cameră, dar camera mea este perfect curată, adică așa ieși din cameră. Băi, gen, real vorbind, eu nu fac cui, bă, mă, asta cred că, mă, asta cred că are super puteri, mă, adică, what? Că n-a apărut, bă, miseria asta aici. Să-mi iau de aici cleștele meu frumos și să iau de aici toată pânza asta. Doamne, deci uitați-vă și voi, e camera plină de pânză de păianjen. Mă, ce se întâmplă cu tatăl ăsta? Zic că e, nu știu, e ireal. Și de-abia aștept, cred că trebuie să fac un plan să scap de el, că mi se pare, nu știu, mult prea dificil. Adică uitați-vă și voi, stă și doar, nu știu, doar mi-mi curcă viața, nu mă lasă să fac mai nimic. Trebuie să găsesc un plan să scap de el, dar nu acum, poate în altă zi. Asta cred că e singura cale. Gata, am terminat, adică camera mea e perfect curată. Am și o întrebare, când primesc calculatura înapoi, adică făcui curat în cameră, am fost cu minte, nu mă duseai afară să mă joc cu copii. Primesc și eu calculatorul sau nu mai primesc niciodată? Foarte bine, nu ți-am spus calculatorul după 2 săptămâni? Bă, eu cred că glumești, nu, că eu plec de acasă, adică cred că glumești. Se poate așa ceva? Adică unde l-a băgat, l-a închis aici cu lacătul? Doamne, nu se poate așa ceva, eu plec de acasă. Adică, bă, gen, 2 săptămâni fără calculator? Nu știu, nu cred că pot să stau 2 săptămâni fără calculator. Vreau să mă joc Brawl, vreau să mă joc alte jocuri și să mă joc eu. Dar nu mă joc, adică 2 săptămâni fără calculator? Băi, gen, e ireal. Doamne, nu știu unde să mă duc. Cred că mă duc la Costel dacă e, dar nu știu ce să zic de Nea Costel. Efectiv. Înapoi în casă, imediat? Mama s-a făcut totul iar întunecat. Înapoi în casă, imediat? Bine, hai că mă duc înapoi în casă. Doamne, băi, efectiv să teleportă. Ce fac, mă? Doamne, what? Mă teleportă la mine în casă. Bă, deci nu se poate așa ceva, cred că are super puteri sau ceva, adică, what? Să mă teleporteze la mine în... Gen, ok, nu mi-a înțeles nimic. Doamne, deci efectiv, uitați să vă și voi deja veni aici jos și stă și se uită la perete, mă, e prea ciudat. De acum să uită la mine, băi, deci te rog frumos, nu știu, adică ești prea strict cu mine, nu știu ce se întâmplă, nu știu, ai venit așa în casa mea dintr-o dată, te dai drept tatăl meu, te dai drept multe chestii și nu-mi place, adică mi-ai luat calculatorul pentru ce, că am stat mai mult de 2 minute sau astea, nu știu, m-ai teleportat înapoi în casă, e super puternic sau ce se întâmplă, adică cât o să stai aici în casa asta? O să stau cât vreau eu? Acum du-te în camera ta și învață? De ce? Hai că mă duc la mine în cameră, că cu tine nu mă înțeleg deloc. Doamne, băi, deci efectiv, nu știu, trebuie să mă gândesc la un plan să scap de el. Adică mi se pare mult prea strict. Bă, oare dacă aș avea o mamă strictă, adică cum e el? Adică amândoi părinții stricți? Nu știu ce m-aș face, efectiv. Cred că nebunesc. Deci, nu știu, trebuie să mă gândesc la un plan să scap de el. Și uitați-vă și voi, nu mai am nici calculatorul, mai am doar microfonul, ce fac când la el. Și n-am putut nici să mă duc afară să mă joc cu Costel. Nu, băi, și vreau să mă joc niște bowling cu el. Doamne, deci efectiv, viața constată strict este foarte grea, nu știu. O să mă bag aici și să mă culc, că nu știu ce să fac altceva, adică trebuie să mă gândesc la un plan să scap de el, neapărat, că deja este mult prea strictă situația. Doamne.